Bună seara, dragi telespectatori, și bine ați venit la o nouă emisiune La Pas prin județele Moldovei. Așa cum v-am anunțat în pagina de Facebook, în promo, invitatul meu din această seară este primarul comunei Lescani, este domnul Stelian Turcu. Bună seara, domnule primar, și bine ați venit în emisiune. Bună seara și bine v-am reîntâlnit. Așa, după cum vă anunțam, tema emisiunii de astăzi este realitatea de după ordonanțe. Pare o temă seacă, dar vom vedea pe parcursul emisiunii că această temă generează o sumedenie de discuții, dar grav este că e un tumult al urmărilor și repercursiunilor pe care le provoacă aceste ordonanțe. În primul rând, administrațiile publice locale sunt lovite din toate părțile și toate aceste efecte ajung la noi, la cetățenii de rând. Că sunteți dumneavoastră lescănenii, că suntem noi ieșenii sau din oricare parte a țării, suntem loviți. Domnule primar, ca de obicei aleg un citat și pentru că știu că suferiți acum profund din cauza unei școli de la dumneavoastră din comună, m-am dus cu gândul la Creangă, pentru că acea școală se leagă, este strâns legată de Ion Creangă și m-am oprit la un citat din el care spune atât de frumos și de concis: nu ar fi rău să fie bine în țara asta. Pentru noi toți, oamenii de rând, cei care nu suntem prin funcții cheie, simțim că nu e chiar atât de bine. Și asta plecând de la sfârșitul anului 2017, cu vestita Ordonanță 90, cu modificarea codului fiscal și cu toate repercursiunile care succed de atunci încoace. Cum se văd aceste urmări la dumneavoastră, primarie, în primul rând, și la Lescani? Da, este foarte adevărat faptul că ordonanțele 79, 90, 3 din 2018 lovesc foarte tare în dezvoltarea economică a comunei Lescani și în special în bugetul comunei noastre. Pentru că, după cum cunoașteți, la Lescani avem în jur la 5.000 de angajați la mai multe investiții de pe raza comunei. Și acești angajați, în anul 2017, mi-au adus prin impozitul de IVG de 41,75% conform legii 273 a finanțelor publice, în jur la 5 milioane de lei, 50 de miliarde vechi. Corect. Ei, în acest an, prin ordonanța 79 care modifică codul fiscal, comunei Lescani îi se revine 3.500.000 de lei, ceea ce înseamnă o diminuare cu 1.500.000 de lei, ceea ce înseamnă 2 km de asfalt. Este o sumă foarte mare pentru Lescani, pentru că noi ne dorim să facem în continuare proiecte pe care le avem în continuare și altele noi și chiar suferim din această cauză. Dar nu numai faptul că ni s-a luat 15 miliarde de lei vechi. Să facem precizarea că această sumă reprezintă diferența de la 16% la 10% impozit. Prin scăderea cotei unice de la 16% exact. La 10%, care a fost cea mai bună măsură a codului fiscal din trecut, să fie 16%. Acum s-a diminuat și reducerea se vede foarte clar. Prea mult nu ajută nici pe cetățean, dar diminuează din condei. Și aici spun eu de fiecare dată că poate mințile înțelepte care dau aceste sau care emit aceste ordonanțe ar trebui să se gândească și la ziua de mâine și la faptul că acolo unde se muncește și acolo unde dumneavoastră ca și primar, dar și investitorii ați venit în întâmpinarea investitorilor. S-a reușit o adevărată industrializare a zonei. Acum nu face altceva decât ce? Să fugărească omul sau să descurajeze investitorii
să reducă numărul de angajați, că la un moment dat, deja în Lețcani, la investițiile care sunt, se reduc numărul de angajați cu o treime. Da, pentru și că salariile acestor angajați... A crescut minimul pe economie și... Da, a crescut minimul pe economie, dar n-au crescut salariile nete, au crescut salariile brute, ceea ce înseamnă că a crescut contribuțiile la stat, nici de cum în buzunarul omului, pentru că pe noi ne interesează cu cât salariu merge angajatul acasă. Dar totodată obligă și pe angajator să ridice salariul, să aibă de unde să ia acești bani. Pentru că ați văzut, e o întreagă tevatură acum vis-a-vis de ceea ce se întâmplă cu angajații part-time sau cu cei care lucrează la al doilea job sau care au PFA-uri și așa mai departe, acei oameni ce să facă? Să câștige, eu știu, 5 milioane într-un loc de muncă, dar să plătească taxele ca pentru 19 milioane vechi. E aberant, este strigător la cer. Din punctul meu de vedere ca jurist, cred că aceste ordonanțe aduc cel mai mare haos financiar în economia corect țării spus, da. Și dezechilibru și nesiguranță și nu mai avem optimismul pe care l-aveam în trecut la momentul de față, pentru că toate lovesc în poporul român și în oamenii săi. Da, și până la urmă, eu am spus-o mereu și din mesajele pe care le primesc de la telespectatori, există acea nesiguranță a zilei de mâine. Oare ce ordonanță se mai dă în noaptea asta și mâine ne trezim că muncim doar să astupăm găurile din bugetul național sau găurile create prin acest haos la nivel național? Exact, și ordonanța 3, care creează din nou neechitabilități între salariați. Dacă este neconstituțională, atunci, din punctul meu de vedere, toată ordonanța 79 care modifică codul fiscal este neconstituțională. Ar trebui, totuși, la nivel de partid, să facem acțiunea în care să putem demonstra acest lucru. Pentru că peticiala asta a ordonanțelor care vizează salarizarea și sunt toate incorectitudini care aduc mai mult rău oamenilor și angajaților din România. Da, și la un moment dat vor fi scăpate de sub control, pentru că e foarte greu să dai o ordonanță care să corecteze o altă ordonanță și o altă hotărâre de guvern și să mergi așa de pe zi pe zi. Vorbim totuși despre o țară, Dumnezeule. Exact. Și ordonanța 90 care aduce măsuri fiscale actualei guvernări, care, de exemplu, desfințează 1.000 de școli la nivelul întregii țări și dau poate 3.000 de profesori afară și practic comasează licee și își pierd numele și nu sunt lucruri bune care se întâmplă în România. Toate guvernele după Revoluție au promis că educația și sănătatea sunt priorități naționale. Actualul guvern nu demonstrează că sunt priorități naționale. Din contră, dacă desființăm școli, înființăm altceva. Ceea ce există pe muchie de cuțit un caz și la Lețcani. Exact. La Lețcani, după cum cunoașteți, al doilea sat ca mărime, satul Cogeasca, are o școală gimnazială, Isaia Teodorescu, zis Popa Duhul, care a fost profesorul lui Ion Creangă. Vestitul rector al seminarului Socola. Aceasta este legătura pe care am vrut eu să o fac. Aici a fost trimiterea cu citatul lui Creangă. Exact. Să înțeleagă și telespectatorii. Acest profesor care a fost la liceul din Târgu Neamț pentru Ion Creangă a fost autorul moral al școlii din satul Cogeasca. Ne leagă foarte mult sufletește de numele acestui mare rector care a fost și la Mănăstirea Socola din perioada 1846. Și pericolul care planează acum asupra acestei școli la un pas să se închidă, pentru că lipsesc la numărul general
18 copii. Da, se desfințează personalitatea juridică pentru 18 elevi. La momentul de față sunt 282 de elevi, ceea ce înseamnă preșcolari, școala primară și școala gimnazială. Deci este jenant. Și ce ar trebui? Unde ar trebui să meargă acești copii? Noi am respins propunerea inspectoratului de a comasa școala Cogeasca la școala de centru Lețcani și am propus ca o școală primară mai mică din sat să fie doar cu numele la școala gimnazială Isaie Teodorescu de la satul Cogeasca, astfel încât să-și poată păstra personalitatea juridică, să nu dăm oameni afară, să nu dăm directorii, să nu dăm profesorii afară, să nu mai aibă catedre. Și copiii ar fi însemnați să meargă la... Nu trebuie să meargă la școala Cogeasca. Dar dacă ar fi după noile dispoziții, ar trebui să plece la o altă școală, dacă se închide școala. De închis nu se închide școala, doar personalitatea juridică. Da. Să le închidă gura de tot, să nu mai... Da, dar, cum am spus, este al doilea sat Cămărime, toți locuitorii din sat sunt pentru păstrarea personalității juridice, nu vor ca școala să-și piardă personalitatea juridică, susțin în continuare și directorul dar și școala să meargă înainte. Dar chiar sunt copii suficient de mulți. La momentul acesta, Dumnezeule, când scade masiv populația țării, oricum e... Ca o soluție de viitor, eu chiar mi-am propus că în legea 1/2011 a educației scrie foarte clar că și antepreșcolarii se încadreze în acești 300. Și ne-am propus să construim o grădiniță cu program prelungit să prelung și antepreșcolarii sau o creșă. Uh-huh. Ar putea aduce un plus de copii ca să putem menține personalitatea juridică al școlii. Da, pentru telespectatorii care acum ne urmăresc, trebuie să facem precizarea că este foarte importantă această personalitate juridică pentru o unitate de învățământ, pentru că are alt statut și alte drepturi față de o școală fără noimă, fără cum nume. Se zice. Da, fără o nume școală și fără nume. Personalitate juridică. Normal că la nivelul Comunei Lețcani în ultimii ani chiar am depus mari eforturi și am pus toate școlile la punct. Am construit grădinițe, am reparat capital școli și am construit altele noi. Deci, pe linia școlilor la nivelul Comunei Lețcani am investit din buget propriu și am finalizat mai toate reparațiile capitale și construcțiile noi la școli, inclusiv cămine culturale. Pe când alte comuni, la momentul de față, așteaptă hotărâri de guvern în continuare să fie alocate pentru a se repara o școală. Noi le-am pus pe toate la punct, din bugetul propriu. Știu că de fiecare dată când ne-am întâlnit, domnule primar, ați subliniat și în momentele în care ne-am întâlnit și acolo, în teritoriu, la dumneavoastră, în comună, importanța majoră pe care o dați pentru școală, pentru cultură, pentru artă, pentru sport, pentru educație în general, pentru că toate acestea, de fapt, le putem cuprinde în educație. Ce mult fac cei 7 ani de acasă când îi ai sau când nu îi ai? Pentru că pe parcursul emisiunii, în momentul discutării, atât ceea ce s-a făcut în 2017, pentru că trebuie să privim așa cu un ochi la anul care a trecut, ca un bilanț, aș spune eu, dar trebuie să privim și către viitor, pentru că se ițește primăvara la noi și sigur vor porni lucrările cu toate motoarele. Cum ați încheiat 2017, domnule primar? Din punctul nostru de vedere, anul 2017 pentru Comuna Lețcani a însemnat un an istoric în colectarea de impozite și taxe. Am atins contul de execuție de 15 milioane de lei, ceea ce înseamnă un buget dublu spre triplu față de anii anteriori. Pentru că, v-am mai spus, în ultima perioadă avem angajații de pe raza Comunei Lețcani care, prin taxa IVG 41,75% conform legii 273 a finanțelor publice, vin la comune. Din contribuția angajatului se reîntoarce aproape jumătate. Cu cât avem pe raza comunei mai mulți angajați, cu atât IVG-urile și bugetul local crește.
Și din acest punct de vedere, în continuare avem mai multe investiții de realizat, astfel încât să crească numărul de locuri de muncă. Mă refer aici la parcul industrial, care tot stagnează la Consiliul Județean și tot de 3 ani de zile ne chinuim parcul practic. Parcul agroindustrial, Dumnezeule, știu că e în pericol să... Nu mai vorbesc de parcul agroindustrial. Da. Parcul agroindustrial Transagropolis este o investiție foarte bună la nivelul județului care și a întregii Moldovei. Acolo s-a investit aproape cu tot, cu drum, cu tot, cu utilități, cred că în jur la 5 milioane de euro. Este o investiție foarte bună, dar, din păcate, nu este administrată și nu este ocupată de fermierii din județul Iași și numai din județul Iași. Din punctul meu de vedere, de ce să nu-i dăm cezarului ceea cezarului? Să-i dăm fermierului administrarea parcului agroindustrial, astfel încât să poată dezvolta acolo afaceri. Acum, la momentul de față, îl administrează Consiliul Județean, care este închiriat unor firme care transportă lăzi dintr-o mașină în alta. Ceea ce nu mi se pare corect. Nu pentru acest scop a fost construit parcul agroindustrial. Acest proiect nu este urmărit pentru că știu că este cu fonduri și dacă nu corespunde și dacă nu sunt respectate la sânge toate prevederile din proiect, se dau bani înapoi. Iarăși revenim. Dacă se pot găsi soluții ca să-l facem funcționabil și să aducem producătorii în producția agroalimentară din Moldova la parcul Transagropolis. Acum, la momentul de față, am dat spre administrare încă 15 hectare alături pentru un cluster în agricultură, care este o asociere între Consiliul Județean, Consiliul Local Lețcan și diverse firme din agricultură. Eu îmi doresc cât mai repede ca acest cluster să funcționeze, să preia administrarea parcului agroindustrial și să dezvoltăm acolo multe evenimente și prezentări de fel de fel de produse din agricultură. Ne dorim, am organizat anul trecut, după cum cunoaște, cel mai mare târg expozițional de agricultură din Moldova, Agralimu. A fost un succes extraordinar, au fost peste 10.000 de vizitatori. Și nu numai vizitatori, toți participanți la eveniment. Un lucru extraordinar s-a întâmplat. A fost un lucru foarte bine realizat. S-au stabilit, sigur, parteneriate și colaborări. Exact. Și aici trebuie să-i aducem o apreciere organizatorului principal AB+, prin domnul Mindirigiu, care s-a implicat foarte, foarte bine și a realizat un eveniment excepțional. Și discutând cu dumnealui, am propus ca pe viitor să ne implicăm mult mai mult, să organizăm mult mai multe evenimente în agricultură, în acest Transagropolis. Dar pentru că discutăm despre rural până la urmă și oricât am încercat noi să epatăm și să aducem civilizația urbană, care de multe ori nu dă bine pe lângă cea rurală, așa îi stă bine țăranului român să dea o atenție meseriei de bază a românului, pentru că a fost agricultor și cred că este salvarea țării. Ăsta e agricultura până la urmă. Da, nu știu, ițele juridice care sunt la momentul de față împiedică practic dezvoltarea fermierilor prin acest Transagropolis. Eu, din punctul meu de vedere, ar trebui, nu știu cât, dacă o să-l mai țină și în acest an tot închis, cred că ar fi bine să-l predea Consiliul Județean Comunei Lețcan și eu cred că m-aș pricepe foarte bine să administrez un parc agroindustrial pe lângă celelalte lucruri bune. Iată, este, de ce nu, o propunere, o mână întinsă și poate da, și am și o soluție prin Asociația Cultivatorilor de Porumb, care administrează o suprafață de 30.000 de hectare de porumb la nivelul județului, ca să implice această asociație, astfel încât să facă funcționabil și să pornească odată motoarele parcului agroindustrial, așa pentru care a fost construit și scopul lui trebuie să fie atins. Da, poate că, de ce nu, conducerea Consiliului Județean va fi deschisă la o astfel Județean de... Să dea în administrare acestei asociații, că ei se pricep să facă agricultură, nu noi, cei care stăm la birou.
Da, așa este. Ne apropiem de pagina, de pauza de publicitate, de pagina. Ce frumos ar fi să dăm pagini acum. Și aș vrea să vă, să deschidem, așa zisa, cutia Pandorei. Clar, bugetul este în lucru. Da, în 2017 chiar am realizat foarte multe proiecte care... Bine, continuate din anii precedenți, mă refer la realizarea Planului Urbanistic General al Comunei Lețcani, în care l-am finalizat anul trecut. Acest plan urbanistic general pe care l-am finalizat, practic a dublat suprafața de intravilan, atât pentru zonă de locuințe, dar și pentru zonă economică. Ceea ce înseamnă că în Lețcani se va construi foarte mult în viitor, eliberând de serviciul nostru de urbanism autorizațiile de construcție. Și am creat oportunități investitorilor să poată veni să închirieze sau să concesioneze teren, astfel încât să poată construi și dacă construiesc hale de producție, dezvoltarea economică a comunei se va face mult mai repede. În ceea ce privește infrastructura, domnule primar? Da. V-ați preocupat foarte mult noi, să aduceți în, apă canal? În Lețcani ne-am racordat la utilități apă, gaz, canalizare și racord la canalizare pentru mai toți gospodarii, astfel încât proiectul european pe care l-am la momentul de față, deci suntem în etapa de, am selectat firma care a câștigat licitația pentru execuție, este vorba de SC Conest. Nu o să mai dăm nume, că facem publicitate, da. Vom mai da vreo două și după aia. Într-o lună cred că trebuie să intrăm la lucrările de asfaltare. Au participat mai multe firme? Normal, la licitație? A fost o licitație deschisă pentru că este proiect european și s-a făcut licitație pe sistemul electronic al achizițiilor publice, atât pentru proiectare separat, și cât și pentru execuție separat. Domnule primar, luăm o scurtă pauză de publicitate și de aici ne reluăm discuția. Publicitate, revenim. Am revenit, dragi telespectatori, suntem din nou în direct cu dumneavoastră și pentru cei care ați deschis mai târziu televizoarele, precizez că invitatul meu în platou este domnul Silian Turcu, primarul comunei Lescani, o comună mare, o comună în plină dezvoltare, o comună industrializată, aș spune eu, o comună care face cinste județului Iași pentru că este comuna care oferă foarte multe locuri de muncă și din câte mi-amintesc, domnule primar, la Lescani nu sunt șomeri. Da, suntem comuna fără șomări și fără asistat social. Foarte e mare lucru. Într-o Românie asistată social, iată că se poate. Este exemplul că se poate. Da. Domnule primar, așa cum vorbeam și înainte de pauza de publicitate, aș vrea să știu, pentru că suntem încă la ceea ce s-a făcut în 2017, aș vrea să vă întreb ce ați făcut pentru cultură, pentru că este o preocupare constantă a dumneavoastră aceasta. Da, tot în 2017 am reușit să finalizez construcția unui cămin cultural în satul Cucuteni, comuna Lețcani. Un cămin cultural foarte modern și foarte util copiilor de acolo și nu numai. S-a reabilitat și termic și școala din satul Cucuteni prin montarea de geamuri și ferestre termopan. Am reușit și căminul cultural de la Bogonos să-l aduc la un stadiu de 90% lucrări pe care o să-l inaugurăm acum în primăvară. Am finalizat vestiarele la baza sportivă la AS Victoria, unde am realizat și o nocturnă specială, astfel încât Asociația Victoria să aibă condiții bune de a juca fotbal, pentru că suntem pe primul loc și intrăm în divizia C. Bineînțeles că am continuat și cu reabilitarea elementului public prin montarea de lămpi cu LED pe drumul european 583 și pe drumul județean 248B, în satul Bogonos, în satul Cogeasca și Cucuteni. Cred că este segmentul de drum european, v-am întrerupt, este segmentul de drum european cel mai apreciat, domnule primar. O spun și ca trecător prin zonă, dar
primesc mesaje de la telespectatori care au subliniat acest aspect. Da, de ce nu se poate să fie prin toate localitățile așa cum este la Lescani? S-a demonstrat prin faptul că prin construcția iluminatului public modern de la Lescani s-a redus și numărul de accidente și precum și amenajarea trotuarelor prin pavele autoblocante au făcut ca accidentele mortale să nu mai fie la Lescani. Iată că e un pas foarte important, pentru că nu întâmplător este numit drumul morții. A fost acum 10 ani, acum nu mai este, pentru da. Că pe teritoriul comunei Lescani, dar din nefericire acest drum încă își ia tributul și sunt comune care încă sunt afectate și poartă stigmatul acestor nenorociri care se întâmplă. Da, se va rezolva problema total în momentul în care se va construi autostrada. Și eu chiar cred în acest proiect pentru că sunt mare susținător al proiectului de autostradă, pentru că știu, cunosc și cred că odată cu construcția autostrăzii Iașiul va deveni polul de dezvoltare economică al țării din Moldova. Pentru că așa cum ar trebui să fie de altfel, pentru că exact, Iașul toate, nu este un orășel acolo. Toate mărfurile din Uniunea Europeană vor veni în Iași și spre, bineînțeles, spre Ungheni, iar și din Iași vor pleca alte mărfuri. Vorbim de dezvoltare economică a județului. Cred că dezvoltarea economică a județului Iași va fi un pol de dezvoltare în momentul când vom avea autostradă, iar în Iași vor intra peste 10 km de tiruri, iar vor ieși și vor ieși din Iași 20 de km de tiruri, adică să importăm mai puțin și să exportăm mai mult. Corect. Prin această autostradă eu sunt sigur că vom rezolva foarte multe lucruri, pentru că ea aduce un trai mai bun ieșenilor. Așa este și e poate... Dar din păcate suntem marginalizați și de acest guvern, ca mai toate guvernele după Revoluție încoace, și chiar Iașul practic nu există pe lista priorităților, proiectelor mari care dezvoltă. Suntem prinși cu proiecte mai mici care sunt bune și ele, dar cred că proiectele mari trebuie să aducă un plus valoare în Moldova. Autostrăzi, căi ferate moderne, dar din păcate se promite foarte ușor să promiți un kilometru de autostradă la 3 zile, un kilometru de cale ferată la 4 zile și câte un cămin studențesc în fiecare lună și 8 spitale regionale în 2-3 ani, lucruri care nu sunt reale. În continuare se promit proiecte SF, science fiction, și nu sunt realizabile. Are smiley o melodie, ca-i vers pe pereți. Domnule primar, până la urmă această autostradă vor să înțeleagă sau nu cei care tot pasează acest obiectiv important pentru ea și este lozul câștigător pentru toată zona. Nu numai pentru Iași, nu numai pentru județul Iași. Pentru că e clar, Moldova este polul sărăciei numită în România. Și de ce? Pentru că și dincolo de județul Iași, mergând spre Vaslui, de exemplu, ce să mai zicem? Acolo nici nu mai știi când e soare și când e umbră. E clar că această autostradă ar deschide ferestrele perspectivei. Și e clar, noi toți ne dorim, vreau să cred că și parlamentarii noștri de Iași, indiferent de culoarea lor politică, eu o spun de fiecare dată în emisiune și o spun privindu-vă în ochi, îmi doresc să vă întâlnesc și să vă privesc în ochi și să-mi spuneți, da, eu am făcut acest demers pentru autostradă, eu am susținut, am avut atâtea interpelări pentru autostradă și pentru dezvoltarea zonei. Mergem mai departe, domnule primar, pentru că dacă rămânem în acest moment, ne blocăm, așa cum se blochează toate la un moment dat. Ce aveți de gând să faceți acum? Da, în acest an, primăvara trebuie să anului. Aprobăm bugetul pe anul 2018, luna viitoare avem ședință de Consiliu Local, în care ne-am propus cu prioritate să asigurăm
funcționalitatea primăriei, utilitățile, dar și continuarea investițiilor pe care le avem în derulare. Mă refer la extindere de canalizare, apă, gaz metan, drumuri, dar, cum am spus de la început, prioritatea zero a Lețcanului este asfaltarea, pe care o începem și începem asfaltarea și continuăm cu toate proiectele în toate satele componente comune. Pentru că mai avem despre buget, aș vrea să rămânem o secundă aici și să explicăm un detaliu telespectatorilor noștri lescăneni sau din orice colț al Moldovei, pentru că suntem văzuți în întreaga Moldovă. În general, bugetul local nu se fundamentează și nu se bazează pe taxe și impozite. Da, este asta adevărat. Asta trebuie clar de înțeles și trebuie poate că și autoritățile. Trebuie să le spunem foarte clar și lețcănenilor și tuturor telespectatorilor, bugetul da. Unei comune sau al unui oraș nu se bazează pe taxe. Nu se bazează pe impozitele și taxele pe clădiri și pe terenurile de pe raza teritorială administrativă. De exemplu, la Lețcani, din totalitatea impozitelor de la clădiri și terenuri, mi-ar asigura doar o lună de funcționare a primăriei. Doar 500.000 de lei aș strânge. Ceea ce nu trebuie să ne concentrăm pe aceste impozite să le colectăm. Important este IVG-ul, deci să avem investiții și investitori. Impozitul pe clădiri ale investitorilor, corect. Care sunt 1% din ale agenților valoarea economici, investiției în general, da. Și dacă avem proiecte mari, cum este la Lețcani, proiectul logistic, încasăm 500.000 de lei de la o singură firmă. Deci o singură firmă mi-aduce buget pe impozitul pe clădire, per total impozit, clădiri, taxe și impozite la locuitorii din Lețcani. Nu întâmplător, domnule primar, am ținut să subliniez acest aspect, pentru că există în limbajul popular al nostru, al românilor, acea sintagmă, eu te plătesc. Iei banii din așa, banul da. Meu. Trebuie să subliniem, să punem toți, punctul că pe ei. Cel mai important, cele mai importante fonduri în cadrul unui buget, eu simt și militez pentru fondurile europene, că sunt cele mai mari și cele mai importante și sigur realizabile și corect implementate proiectele pe linie europeană. Absolut. Pentru că n-ai voie să te abați de la linia și de la direcția pe care a fost finanțat proiectul. După care sunt, bineînțeles, și proiectele guvernamentale. De exemplu, am și un proiect guvernamental de extindere a canalizării în satele componente comunei Lețcani, care tot în acest an să-l începe în Bogonos, în satul Bogonos, Cogeasca și Cucuteni. Bineînțeles, și aici trebuie să extind și gazul metan, astfel încât, la fel ca la Lețcani, toți locuitorii să beneficieze de toate utilitățile și de asfalt până în 2020. Așa am promis, cred că trebuie să mă țin de cuvânt, pentru că întotdeauna m-am ținut de cuvânt și cu siguranță mă voi ține și cu toate proiectele pe care le-am promis lețcănenilor. Și trebuie să mergem înainte. Și după alte... ce vine canalizarea, automat e bine că nu ați pus boi înaintea carului, pentru că au mai fost situații da. În care s-a asfaltat și după aceea s-a stricat asfaltul și... Da, îi racordez toate gospodăriile la canalizare, astfel încât să nu mai spargem asfaltul timp de 5 ani de zile. Din acest motiv solicit ca toți lețcănenii care au posibilitatea să se racordeze și la gaz și la apă, la toate utilitățile, astfel încât să nu mai spargem asfaltul. Pentru că acolo unde sparge, tot timpul va fi o groapă. Și eu nu sunt adeptul gropilor. Mai departe, mergând, pe ce proiecte marșați? Care sunt prioritățile dincolo de proiectele în derulare și dincolo de perspectiva imediată? Așa cum spuneați și dumneavoastră, e clar, bugetul și la Lescani, ca și în alte părți, s-a clătinat puțin și în momentul în care vi s-au luat niște bani, da, care erau rezervele pentru cofinanțări păstrate. Exact. Puteam foarte bine să cofinanțiez canalizarea sau să fac 2 km de asfalt. Un alt proiect foarte important pentru comună este asfaltarea drumului județean spre Cucuteni, pe care l-am transformat în drum comunal. Dar la momentul de față este undeva nici al județului, nici al Lețcanului. Pentru că nu este declasificat
prin Ministerul Transporturilor, pentru că trebuie intabularea terenului. Sunt o multitudine de documente care face imposibil ca acest drum să se realizeze. Am avut o șansă foarte importantă într-o variantă B a asfaltării. Noi acum suntem cu acest drum în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Voinești, Orlești, Lețcani, care și-a propus să-l asfalteze ca fiind în asociație. Eu, în calitate de primar, am venit cu un alt proiect de hotărâre care l-am inițiat și am propus ca acest drum să-l asfaltăm pe linia comunei. Adică un alt proiect ca să mergem pe două proiecte. Unul cu asociație și unul cu comuna. Dar, din păcate, consilierii PSD n-au votat acest proiect. Dacă eu l-aveam aprobat, puteam să-l depunem și primeam 100% finanțare, cum am primit pentru canalizare, pe PNLDL2. Deci pe Programul Național de Dezvoltare Locală 2. Și obțineam finanțare. Am pierdut un lucru excepțional din cauza răutății unor consilieri care trebuie să știe toată comuna că votează împotriva lor. E, aici un alt punct vulnerabil pe care eu îl ating de foarte multe ori și privindu-vă, dragi telespectatori, dragi consilieri locali de oriunde sunteți dumneavoastră, gândiți-vă că la un final de mandat, acolo, la dumneavoastră acasă, rămâne ce ați făcut sau ceea ce n-ați acceptat să se facă. Și este păcat. Până la urmă, e acolo, în comunitatea dumneavoastră. Este păcat să se împiedice și să se blocheze dezvoltarea economică a comunei și să pierzi fonduri pentru comună. Bine că lețcănenii au votat oameni care să-i ajute, nu să-i împiedice. Asta e cel mai grav lucru la consilierii care fac... Și am spus mereu că acolo ar trebui lăsată politica deoparte, acolo în consiliile locale, în consiliile județene, ar trebui lăsate politicile și statutul fiecărui partid și să pună fiecare umărul să meargă totul bine, pentru că asta e scopul. Ar trebui să fie scopul. Din păcate, invidia și răutățile au crescut în ultima perioadă, chiar din cauza acestor ordonanțe, poate. Ne apropiem de finalul emisiunii, domnule primar, și aș vrea, dacă putem, pe scurt, vulnerabilități ale zonei. Chiar vorbeam pe drum spre televiziune și gândeam la dumneavoastră, la Comuna Lețcani, poate că este o oportunitate pentru Bogonos, acel drum care va duce spre Spitalul Regional. Da, eu chiar am lansat ideea înaintea tuturor politicilor din Iași că acel drum e foarte important de modernizat și asfaltat, pentru că va face legătura directă cu Spitalul Regional. Dar, iarăși revenim la Spitalul Regional, dacă în acest an nu s-a dat finanțarea, deci va dura cel puțin 2 ani de zile procedurile de achiziție publică, pentru că la un spital regional trebuie o documentație și o să fie o mare concurență, după care urmează predarea amplasamentului, construcția la roșu, care mai durează încă 2 ani, după care modernizarea interioară și dotările personal încă 2 ani. Deci eu cred că în 2028 o să avem spital regional funcționabil la Iași. Ei, să fim sănătoși, să... Da, dar este de apreciat, dar să se înceapă această procedură și de implementare a unui proiect regional foarte important pentru toată Moldova. Unde șchioapătă toate aceste susțineri? Până la urmă, cine ar fi trebuit, domnule primar, după părerea dumneavoastră, să, deci ministerul, să apese pedala de accelerație? Ministerul Sănătății trebuie să demareze proiectele astfel să obțină finanțările. În momentul de față noi vorbim, dar banii avem, ca contractul este semnat, de exemplu, de finanțare pentru Iași. Da, bună întrebare. Pentru că discutam despre iluminat, vă întreb, așa cum este firesc, domnule primar, siguranța cetățeanului. Primul element este iluminatul. În ceea ce privește poliție locală, altă modalitate de a supraveghea, pentru că e clar, trăim da, în România. În acest an ne-am propus să monitorizăm video comuna, dar iarăși revin din lipsa fondurilor bugetare, cam exact. O să amânăm până la anul acest proiect, dar avem la nivelul comunei o pază locală foarte
eficientă, care a reușit în ultimii ani să elimine fenomenul de infracționalitate, adică, de exemplu, acum 12 ani se furau animale într-un sat cu Cuteni, de exemplu, iar de 10 ani încoace nu se mai fură animale și nu mai sunt infracțiunile mari sau sunt mici lucruri care se rezolvă urgent. Nu întâmplător, domnule primar, am vrut să subliniez acest aspect pentru că, dragi telespectatori, de aceea spuneam la începutul emisiunii că sunt urmări pe care le resimțim noi, oamenii, toți oamenii din țara asta, pentru că, iată, trebuie să iei de acolo de unde ar trebui să fie poliție locală sau supraveghere video sau alte investiții pe care le-ar fi putut face orice administrație, în speță în această seară vorbim despre Lescani. Domnule primar, am ajuns la final. Timpul zboară, nu, nici el nu este de partea noastră. Vă mulțumesc pentru participare și vă rog să îmi promiteți că veniți în această primăvară cu vești noi de la Lescani. Da, de regulă eu sunt optimist și lupt până la ultima picătură de energie pentru Lescani și pentru binele întregului județ. Cred că primăvara va fi un imbold pozitiv pentru noi primarii, să realizăm cât mai multe proiecte și eu totdeauna m-am ținut de cuvânt și mă mai ține de cuvânt cu toate proiectele comune Lescani promise, iar cred că vine și martie și asta este. Ne întâlnim acum și cu vești bune pentru telespectatori, da. Pentru că și speranța cred cu tărie moare ultima. Că împreună vom construi viitorul. Asta e mesajul meu din mulți ani și îl așa utilizez. Așa este, să vă ajute Dumnezeu. Dragi telespectatori, iată că am ajuns la final. Vă mulțumesc că ați ales Telemia și emisiunea La Pas prin județele Moldovei. Aștept în continuare mesajele dumneavoastră. Sunt aceeași Mona Popovici și până săptămâna viitoare vă doresc toate cele bune. Coafura prezentatoarei a fost realizată de Dona Carina.